Șeful statului Traian Băsescu este mândru de nepoata sa, Sofia Anais. Acesta a spus că micuța a luat în greutate și că merge să o vadă în fiecare zi. De asemenea, și prima doamnă, Maria Băsescu, a vorbit despre nepoțica sa, dar și despre faptul că nu au stabilit încă data botezului. Chiar dacă s-a aflat la un concurs de călărie, soția șefului statului nu a ezitat să vorbească din nou despre nepoțica sa, Sofia Anais. A stabilit ora data botezului? Nu, depinde de cât, de cum crește, cum se dezvoltă. Ah, deci nu e. Și Elena se simte bine acum. Și pe urmă, nu, se intră în post, deci nu putem face. Mai așteptați un pic. Președintele spunea că vrea să se grăbească cu botezul. Nu vrea, nu merge. Ce spun medicii. Nici șeful statului nu a ratat momentul de a vorbi din nou despre nepoțica lui. Am pus pe Facebook 3 poze. Mă duc în fiecare zi și acum 3 zile am fost și dormea. I-am făcut 2 poze cu telefonul. Când am fost, alaltă ieri era trează și avea ochișorii deschiși. Am mai făcut o poză și le-am pus pe Facebook să vadă lumea că nu mai e la fel de mică ca atunci când am scos-o din spital, că s-a născut prematur. Are 3,3 kg aproape. Sofia Anais, primul copil al Elenei Băsescu și al lui Bogdan Ionescu, a venit pe lume pe data de 1 septembrie la Spitalul Universitar din Capitală, la un an de la nunta părinților săi.